o propunere legislativă care e pe masă acum, domnule, să fie discutată. Vindeți ieftin. Dacă dumneavoastră ne spuneți că ați afirmat despre milioane de oameni, așa cum eu am înțeles, că sunt într-o mocirlă pentru un titlu care s-ar putea să fie nefericit sau neadevărat. Nu pentru unul. Nu pentru, pentru multe. Și nu pentru două sau trei. Câte pentru mult mai multe. Putem număra în tot anul acesta, dar au fost multe. Vreți să-i numărăm și pe cei care se simt ofensați de faptul că le-a spus că dumneavoastră veniți într-o mocirlă și trebuie să faceți duș după? Nu, vreau să le spun că nu-i vizează cu nimic ceea ce am afirmat. Asta am spus-o și asta o spun. Și am tot respectul pentru toți cetățenii de aici, inclusiv pentru dumneavoastră și pentru toți cetățenii. Și fiecare dacă astăzi incriminați cum, pe cei care se uită la televiziune, dacă astăzi incriminați pe cei care se uită la televiziune, mâine s-ar putea să incriminați pe cei care au culoarea pielii sau ochii sau alte convingeri politice de la alt partid? Pentru că nu incriminez pe nimeni. Da, da, pe asta nimeni. Faceți. Ei, asta e interpretarea dumneavoastră, cum vă spun. Nu incriminez pe nimeni. Este o interpretare a oamenilor care astăzi, dacă o să vă trimit, mâine, în seara asta, o să vă trimit toate aceste mesaje. Credeți că mii de oameni pot să greșească? Dumneavoastră faceți aceste afirmații și ați vrea să se înțeleagă ce vreți dumneavoastră. Afirmația dumneavoastră vizează un public foarte larg și lucrul acesta cred că este cât se poate de clar. Îmi imaginez că este cât se poate de clar. Afirmația mea vizează anumite atitudini. Ați mai întâlnit prim-miniștri în Europeană care să facă declarații similare cu asta? Nu, afirmația mea nu vizează oameni, vizează atitudini. Eu despre asta vorbesc. Pentru că am tot respectul pentru toți oamenii. Pare că sunteți foarte preocupat de imaginea dumneavoastră sau doar de imaginea dumneavoastră. Nu sunt preocupat deloc de imaginea mea. Sunt preocupat, îmi pare că sunteți foarte sunt preocupat, preocupat de, modul în care lumea percepe ceea ce spun, mai ales atunci când e trunchiat prezentat. Despre asta e vorba. Pentru că eu cred că e important ca oamenii să te vadă așa cum ești, nu cum vor unii sau alții să te prezinte. Despre asta e vorba. Eu știam un alt Dacian Cioloș. Am întâlnit acum un an de zile un alt Dacian Cioloș. Sunt același, să știți, domnule. Pare că nu. Haideți să vă prezint publicul Antenei 3. Poate să vă regăsesc și sper că atunci când ajungem la subiectele serioase, pentru că asta e ceva ce nu cred că e atât de mare interes public. Doar că ne-a luat o jumătate de oră să discutăm de asta. Din păcate, da. Pentru că... Da, eu venisem să discutăm de... De ce am făcut în acest an, de eventualele critici. Vă deranjează că v-am întrebat despre mocirlă și despre cei care se află mocirlă, să identificați? Nu, doar că și dumneavoastră spuneți nu. Și tocmai vă mulțumesc că ați spus această întrebare pentru că am avut ocazia să clarific lucrurile. Mulți dintre cei pe care îi vedeți aici, poate s-au simțit ofensați. Poate dumneavoastră aveți dreptate și nu s-au simțit ofensați și au fost ofensați doar cei pe care ei cred și urmăresc. Vedeți, de când ne-am mutat în sediul ăsta nou, nu merg toate lucrurile așa cum trebuie. Nici astăzi n-am înțeles de ce a trebuit să părăsim acele sedii în 5 zile. Dar probabil ați înțeles faptul că nu ați părăsit sediul în 5 zile, tocmai pentru că am înțeles în contextul. Nu, nu. Știți foarte bine, nu, pentru că, foarte bine că n-a fost nimeni pre dumneavoastră să plecați în 5 cum? Zile. Când a venit de Santu cu 5 zile? Nu, știți foarte bine discuțiile aveți care au avut o explicație de ce sediile alea sunt goale și acum și se plătește, statul plătește 28.000 de euro nu, acolo lună. Sunt instituții ale statului care trebuie să aplice niște legi. Și de un an de zile n-au aplicat niciun. Au aplicat. Nu sunt în subordinea dumneavoastră aceste instituții? Sunt în subordinea, dar nu ascultă de ordinele mele, ci aplică legea. Sunteți un prim-ministru pe care nu este ascultat? Nu, eu sunt un prim-ministru care dorește să aplice legea. Atât. Nu să dea ordine unor oameni. Oamenii aceia sunt puși pe anumite funcții și au anumite atribuții. Legea care nu spunea că noi trebuie să fim evacuați de acolo. Eu asta am înțeles. Că asta s-a înțeles? Da. Nu faptul că se puteau închiria acele sedii. Știu că s-a încercat și închirierea și n-a fost posibil, tocmai datorită pentru că legii. Instituția din subordinea dumneavoastră nu pentru că legea nu permitea și pentru că s-a încercat modificarea legii la un moment dat și din câte țin minte a fost nu credeți că v-au mințit, nu credeți că v-au mințit subalternii noastră cum m-a mințit și doamna Prună la CEDO? Doamna Prună n-a mințit la CEDO. Nu, a spus care e situația în țară și nu știu dacă am fost mințit sau nu, atunci când am avut dovezi. Atunci am mințit CSM-ul, doamna Prună, pentru că în momentul în care a spus CSM-ului că am mințit la CEDO, înseamnă că am mințit cel mai înalt for al justiției din România. Nu, a spus la CEDO, dar nu-i cazul să repet eu ceea ce doamna Prună a explicat deja mai multe rânduri. Ministrul Justiției din guvernul nostru face niște declarații foarte grave. Nu, pentru că dânsa, spun că nu e cazul să mai repet eu, explicații pe care dânsa le-a dat în mai multe situații, în care a spus foarte clar că era vorba acolo de minciuni sau de neadevăruri prin faptul că mai multe guverne la rând s-au angajat să facă anumite lucruri și n-au făcut. Și noi tocmai am luat măsuri și am făcut lucrurile care au fost de noi. Ați spus explicit că am mințit, domnule prim-ministru.
a spus explicit că a mințit. Ori a mințit la CEDO, ori a mințit CSM-ul că a mințit la CEDO. Un ministru al justiției care face niște declarații într-atât de clare și subliniază, pentru că spune domnia sa, a mințit CEDO. Și apoi revine și subliniază, da, am spus corect, am mințit CEDO. Da, a spus ca instituție ministerul de mai multe ori la rând prin faptul că a spus că va face anumite lucruri, că va face investiții în penitenciare și n-a făcut, asta da, se numește o minciună, un neadevăr. Și tocmai a spus lucrurile clare, care e situația și ce putem să facem, ce nu putem să facem, și a pus pe masa CEDO mai multe propuneri pe care chiar le-am aplicat. Chiar în urmă cu câteva săptămâni am luat câteva măsuri legislative pentru a încerca să corectăm cel puțin parțial acele probleme din penitenciare. Despre asta e vorba. Și astfel de situații am avut în mai multe domenii în care s-au pus realitățile sub preș și nu s-au arătat lucrurile așa cum au fost și a trebuit noi să rezolvăm diferite probleme și legate de spitale și legate de doctorate și legate de multe alte lucruri și legate de infrastructură. Despre asta e vorba. O să vorbim despre ele în seara asta. Sper să avem timpul necesar. Am urmărit pe pagina noastră de Facebook și am văzut că ați postat ceva ce mi s-a părut important și pe care îl salut. Istoricul Neagu Giuvara spunea că cel mai mare rău pe care regimul comunist l-a făcut societății românești a fost minciuna. Da. Promovată la rang de guvernare și înrădăcinată în toate sistemele vitale. Minciuna care aș continua eu, scriați dumneavoastră, a instituit frică, intoleranță, duplicitate. Minciuna nu poate fi condamnată doar pe Facebook sau la nivel retoric. Când un ministru a spus că a mințit și repetă lucrul acesta, pare că ar trebui să dă încrezare, nu? Dacă este ministru al Guvernului României. Dumneavoastră ați primit un vot de blam pentru ministrul justiției în forul suprem într-o democrație care este Parlamentul. Da. Acest lucru s-a întâmplat și cu ministrul agriculturii. Și de fiecare dată vi s-a părut mai important un om numit decât votul acelora care erau aleși de către oameni. Nu, mi s-au părut mai importante faptele de fiecare dată și nu am mințit o faptă, vorbele. Să știți. Încă o dată, repetați lucrul acesta, doamna ministru a explicat foarte clar și am spus și eu care a fost contextul în care a folosit acel cuvânt. Vreți să o ascultăm, doamna ministru? E vorba, încă o dată, de lucruri care n-au fost făcute ani de zile legate de situația din penitenciare.